Bună ziua, dragi invitați! Bine ați venit la bibliotecă! Ne bucurăm că sunteți alături de noi aici atât de mulți și, din câte știu eu, vă cunosc pe mulți, sunteți copilașii noștri ai bibliotecii. De fiecare dată vă văd la activități, veniți, împrumutați cărticele, citiți, vă citesc părinții, nu-i așa? Da, vă place să citiți. Este foarte important pentru voi și mă adresez mai mult vouă, pentru că adulții știu cu ce se mănâncă treaba asta, biblioteca, dar voi sunteți la început de drum. Și noi ne-am bucurat foarte tare să avem între noi copilași la acest eveniment, să facă cunoștință cu un scriitor, cu un autor de carte. Și aici avem două cărticele. Două cărticele de povești, în cărți pentru voi, potrivite vârstei voastre. Prințesa Ținutului al Mării, Sărbeștoana și Grădina Fermecată din Țara Prieteniei. Iar voi știți cine este autorul acestor cărți? Știți? Autorul este trecut aici de obicei și pe carte. Este Ela Nikos, scrie aici pe carte, dar este un pseudonim, adică cumva ca o poreclă, dacă nu știți ce este acela un pseudonim, pe care o folosește autorul ca să nu îl cunoască toată lumea pe stradă să tragă de el, dacă ajunge o vedetă. Și această domnișoară este autoarea noastră de astăzi. O cheamă Gabriela și îi place să îi se spună Ela. Avem vreo Gabrielă pe aici, prin preajmă? Nici o Gabrielă? Nu. O avem pe doamnă. Alături de doamna, ca să iasă cartea atât de frumos și cu atât de multe ilustrații, mai o avem și pe doamna Natalia, care a făcut aceste ilustrații, aceste desene minunate din carte. Și ca să fie totul minunat așa, prietena lor, doamna Filofteia Drăgulin, a venit și doamna este o doamnă ca și doamna voastră, ca doamna Ani, care lucrează cu copii, este o doamnă educatoare, lucrează tot cu copilași de vârsta voastră și îi plac copiii foarte mult. Și de aia s-a implicat și a vrut să vină să se întâlnească cu mulți copii aici și le-a ajutat pe aceste două doamne să organizeze această întâlnire și pe noi, cei de la bibliotecă. Și o mai avem aici pe doamna Laura Mara, doamna Laura Mara Hulea. Care iubește și dânsa. Și dânsa și are multă experiență în domeniul acesta al cărților pentru copii. Și o să o rog pe dânsa, la început, să vă spună câte ceva despre această carte, vouă, părinților care sunt aici în sală, să vă spună de ce ar fi bine să citiți această carte, de ce ar fi bine să citiți cărți de povești, la ce vă folosesc ele, după care îi vom da cuvântul prietenei. Prietenei de nădejde a doamnelor. Doamna Laura. Ia să vedem ce conțin aceste cărți. Așa cum ați auzit deja, una se numește Prințesa Ținutului Albastru, iar cealaltă Grădina Fermecată din Țara Prieteniei. Sunt cărți extrem de bine realizate din punct de vedere grafic și le ajută foarte mult desenele doamnei Amza. Ca obiecte contextuale arată foarte bine pe o hârtie de foarte bună calitate, cu o copertă frumoasă, deci atrag. Sunt foarte indicate pentru a fi cumpărate și dăruite copiilor. Sunt cărți extrem de interesante pentru că se adresează nu doar copiilor, ci și părinților. De ce? Fiecare poveste este foarte bine construită. Are un tâlc, are o morală și transmite foarte multe lucruri. Lucruri pe care părinții voștri ar trebui să le ia foarte în serios atunci când relaționează cu voi, atunci când vă educă. Este vorba despre ce valori avem fiecare dintre noi, acum mă adresez dumneavoastră, ce priorități avem,
Ce fel de comportament adoptăm? Ce fel de relații stabilim cu semenii noștri, în așa fel încât să le oferim exemplu celor mici, în așa fel încât să-i educăm într-un mod cât se poate de armonios. Am aflat de la doamna Laura că aceste două povești moralizatoare sunt foarte potrivite pentru voi. Haideți să vedem de la doamna Natalia, domnișoara sau doamna? Domnișoara. Domnișoara Natalia, cea care, ce am spus că a făcut pentru această carte? Desenele, da? Ilustrațiile. Să vedem la ce s-a gândit când le-a făcut. Ce a vrut dânsa să scoată în evidență? Mulțumesc, da. În primul rând, bună ziua tuturor. Îmi doresc ca fiecare dintre dumneavoastră să susțineți arta în toate formele ei. Totodată vreau să nu uitați că aceste povești sunt foarte importante pentru copii, pentru că ele dezvoltă limbajul copiilor, ei acumulează și expresii noi, se creează o legătură de prietenie și cu pictura, da? Văzând ilustrațiile, pe lângă povești și ilustrațiile, creează o legătură cu pictura și își dezvoltă într-un fel sau altul creativitatea și imaginația. Și cel mai mult consider că aceste povești creează o legătură foarte puternică între părinte și copil. Tocmai de aceasta vă doresc să încurajați mai mult pe calea cititului. Mulțumesc frumos pentru prezență și pentru că mi-ați făcut ziua de astăzi mult mai frumoasă. Nu știu ce să zic. Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Spuneți-ne mai multe detalii despre scrierile dumneavoastră, despre cărțile lansate astăzi. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Prima carte, Prințesa Ținutului Albastru, a fost scrisă cu 20 de ani. N-am sperat și n-am crezut vreodată că va fi lansată. A fost scrisă pentru nepoata mea, Adriana, un copil frumos, zglobiu, ca un înger, așa o vedeam eu. Avea 5 anișori atunci și a fost, nu știu, lumea de poveste. Ce v-a atras la literatură? Am fost și sunt un om cu foarte multă imaginație, așa mi-au spus părinții și am dezvoltat imaginația în scrieri. Mai aveți și alte cărți scrise? Mai am o altă carte scrisă, dar încă nu este editată, nu este publicată, va urma, este un roman și sper să fie ceva mai de amploare decât scrierile de astăzi. Iar cea de-a doua carte pe care am scris-o, care o voi prezenta astăzi, se referă la niște lecții de viață, gen bullying, rasism, lucruri prin care am trecut și eu când eram copil, și la școală, și în viața de zi cu zi. Sunt anumite evenimente care m-au făcut să o scriu. Deci, dumneavoastră în scrieri vă inspirați din viața dumneavoastră, din ce se întâmplă în mod real? Da, da. De cele mai multe ori, da. Și sunt percepute ca lecții de viață pentru mine și sper că și pentru ceilalți din jurul meu.